dimineața am privit împreună din cartea prorocului Amos, felul în care Dumnezeu a avertizat poporul său și până la urmă a pedepsit poporul său pentru neascultare, prin o foamete, printr-o lipsă spirituală, printr-o lipsă de cuvânt. Și în această seară aș vrea ca să rămânem în același ton și în același spirit și să privim la câteva lucruri practice, la câteva motivații pentru a citi, pentru a iubi Scriptura și la câteva motive de ce noi citim și de ce noi iubim, ca să ne analizăm viața noastră și să lăsăm ca cuvântul Domnului să ne îndemne la schimbare și să lucreze schimbare în viața noastră. Punctul acesta, care probabil că ați observat că printre altele este un punct focal în predicarea mea, este o adevărată obsesie. Ideea că cuvântul lui Dumnezeu este de supremă valoare, ideea că cuvântul lui Dumnezeu este de supremă importanță în viața credinciosului și în viața noastră și în viața voastră, este pentru mine o adevărată obsesie din simplu fapt că altceva nu am. Altă unealtă, alte scheme, alte variante eu nu am. Ca și păstor, ca și evanghelist, ca și predicator al cuvântului lui Dumnezeu, nu am altceva să vă ofer. Alții care sunt mai școlați decât mine, mai educați decât mine, mai creativi decât mine, când văd că cuvântul lui Dumnezeu cel puțin lucrează la publicul la care se adresează, au alte variante. Scenete, concerte, prescure, cine știe ce. Da? Eu altceva nu am. Am un singur lucru și anume este porunca care Iisus Hristos mi-a dat-o și prin urmare mi-a dat-o și mie să mă duc în întreaga lume sau cel puțin în Zalău unde am fost eu trimis să vestesc Evanghelia, să fac ucenici și să-i învăț ca să îndeplinească tot ceea ce ne-a învățat Mântuitorul. În trusa mea de unelte ca și predicator, ca și evanghelist și ca și slujitor al Domnului nu am altceva decât să încerc prin cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt, care mă rog Domnului ca să o fac în inimile voastre, să vă conving, sau mai bine spus, ca Dumnezeu să vă convingă, să vă lumineze, ca să iubiți cuvântul lui Dumnezeu și să-L prețuiți ca și o valoare supremă în viețile voastre. Dacă lucrul acesta nu devine o realitate pentru fiecare dintre noi și dacă Duhul Sfânt nu face această lucrare pentru fiecare dintre noi, altceva nu am ce să vă ofer, pentru că altceva mai bun nu este. Orice altă metodă, orice altă ofertă, orice altă variantă ar fi inferior și ar fi neiubitor din partea mea, ca și un slujitor al Evangheliei, să vă ofer când vă stă la dispoziție cea mai mare bunătate, cel mai mare ospăț, cel mai frumos banchet posibil. Să vă dau altceva ar fi echivalentul cu a lua tortul de pe masă sau hrana bună de pe masă și a pune pietri și a vă spune mâncați că-s bune și astea. Orice părinte iubitor nu ar face așa ceva și Domnul Iisus spune, dacă voi care sunteți răi știți să dați pâine copiilor voștri și nu le dați șerpi, nu le dați urăciuni, le dați lucruri bune, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă dă lucruri bune. Cu atât mai mult noi astăzi trebuie să tânjim după acele lucruri bune. Și în această seară aș vrea ca să rămânem în același spirit și să privim 5 motive pentru care ar trebui să citim și să iubim Scriptura și pe cealaltă parte 5 motive de ce nu o citim și nu o prețuim așa cum ar trebui ca să o prețuim. Și sper că aceste lucruri să fie impulsuri pozitive și practice ca prin rugăciune și prin înfăptuire să lucrăm la viețile noastre spirituale și să ieșim, dacă ne aflăm acolo, din această foamete spirituală la care ne supunem în mod voluntar. În primul rând, 5 motive pentru care ar trebui să citim și să iubim Scriptura. 1. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Poate că sună prea simplu, poate că sună prea evident, dar este adevărul. Scriptura este în mod literal inspirată sau însuflată, dacă mergem după traducerea Dumitru Cornilescu, care înseamnă același lucru, inspirată de Dumnezeu.
El este cel care vorbește prin autorii umani și pune cuvintele pe hârtie și le păstrează și le transmite pentru noi. Apostolul Pavel spune lui Timotei în 2 Timotei 3:16, toți cunoaștem bine versetul, toată Scriptura este însuflată, este inspirată de Dumnezeu și de folos. Toată Scriptura, în mod literal, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și deși este evident, de multe ori uităm lucrul acesta. Uităm că realmente Dumnezeu vorbește prin Scriptură. Când ai o întrebare sau o nelămurire, o dilemă în viață, dacă ai un pic de înțelepciune, cauți să te consulți cu oameni mai înțelepți decât tine. Cauți ca să te duci cu întrebarea ta la oameni care sunt mai inteligenți, sunt mai înțelepți, sunt mai pricepuți, la prieteni, la cunoștințe, să te duci și spui, măi, nu-mi dai și tu punctul tău de vedere. Pentru că am ajuns la un impas, am ajuns la o dilemă, am ceva ce mă frământă și vreau ca să îmi spui ce ar trebui să fac, pentru că eu nu am soluții. Și toți avem întrebări. De la întrebări mari la întrebări mici. De la întrebări de genul care este scopul vieții sau de unde venim și încotro mergem, dacă există viață după moarte, dacă există cer și cum ajungem în cer, dacă există iad, de ce există iad? Dacă Dumnezeu este bun, de ce lumea aceasta este plină de răutate, de ce există suferință? De ce mă zbat și mi-este așa de greu să fac ce este bine? Cum pot ști ce este bine? Cum pot să am o căsnicie de succes? Cum ar trebui să-mi cresc copiii? Cum ar trebui să mă comport în societate? Avem întrebări în fiecare zi. Întrebări mici, de la lucrurile cotidiane până la lucrurile mari și filosofice, de genul de ce existăm și încotro mergem. Fiecare om în viața lui are întrebări și are dileme. Și cu cât crești și cu cât anii se avansează, întrebările se înmulțesc. Întrebarea mea este, ce prieten sau ce cunoștință mai înțeleaptă avem decât Dumnezeu? Cu cine ne-am putea consulta care are mai multă înțelepciune și mai multă cunoaștere pentru a răspunde la aceste întrebări decât Dumnezeu? Cine ne-ar putea spune de ce existăm mai bine decât Cel care ne-a creat? Cine ne-ar putea spune încotro ne îndreptăm mai bine decât Cel care îndreaptă istoria încotro vrea El? Scriptura este răspunsul lui Dumnezeu la toate întrebările noastre. Mai mult, este răspunsul lui Dumnezeu la multe întrebări la care omul nu vrea să și le pună. Când stai de vorbă cu un necredincios și începi și discuți despre aceste lucruri, vei vedea și va deveni evident că sunt multe întrebări care omul evită să și le pună. Când citim Scriptura, Dumnezeu, El în mod personal, ne vorbește și ne răspunde la aceste întrebări. A ține minte că cuvântul lui Dumnezeu este în mod literal cuvântul lui Dumnezeu însuflat și inspirat de Dumnezeu este extrem de important. Pentru că atunci când vom avea întrebări, atunci când vom avea dileme, atunci când vom avea probleme în viața noastră, nu vom mai alerga doar la prietenii noștri înțelepți, nu vom alerga doar la păstorul nostru sau doar la frații din biserică și este bine să alergăm și la ei ca împreună să alergăm spre Dumnezeu, dar vom alerga în primul rând la Dumnezeu prin cuvântul Său. Vom vrea ca să cunoaștem întotdeauna ce spune Dumnezeu despre întrebarea mea, ce spune Dumnezeu despre dilema mea, ce spune Dumnezeu despre impasul în care mă aflu și vei fi dornic să cunoști răspunsul lui Dumnezeu la întrebările tale. Până la urmă, fiecare dintre noi găsește răspunsuri. Dacă nu-ți mai pui asemenea întrebări, nu este pentru că nu ți le-ai pus în trecut, ci este pentru că ai ajuns satisfăcut că ai răspunsuri. Întrebarea este dacă răspunsurile tale sunt la fel ca și răspunsurile lui Dumnezeu. Sau dacă te-ai informat din alte surse. Din prietenii tăi, din mass media, din cărțile care le-ai citit, din ziar, din internet și așa mai departe. Când citim Scriptura, Dumnezeu ne vorbește și ne răspunde la întrebările noastre și la nelămuririle noastre prin însuși cuvintele Lui.
El vorbește în mod viu și lucrător prin Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea motiv pentru care ar trebui ca să citim Scriptura. Pentru că Scriptura este de deplină încredere și fără greșeală. Nu există nicio altă carte, nu există nicio altă sursă de informație care este la fel. Prietenii dau greș, înțelepții mai fac erori, oamenii de știință de multe ori sunt obligați ca să spună că ceea ce au știut acum 10 ani nu mai este valabil astăzi. Toată cunoștința în acest univers este limitată și este supusă unui potențial schimb atunci când noi informații devin valabile și devin disponibile. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este de plină încredere și fără eroare și fără schimbare. Ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că este adevărat, este adevărat astăzi, a fost adevărat acum 10 ani, 1000 de ani, 10.000 de ani și va fi adevărat pentru o veșnicie. Este o sursă de informații și de călăuzire care este fără greș. Și ea s-a dovedit ca și fiind fără greș și fără eroare. De fapt, creștinismul este unic între religii în acest aspect și Biblia, între cărțile care pretind inspirație, este unică. Pentru că Biblia nu cere o credință oarbă. Ea nu cere să crezi ceva care nu este plauzibil. Ea nu cere să crezi ceva care nu se poate proba. Biblia afirmă în mod clar adevărul și după aia ne învață chiar ea să probăm dacă este adevărul. Și Biblia s-a dovedit și se dovedește ca și fiind deplin credibilă despre toate lucrurile care ea ne vorbește. Păi, frate, vei spune, sunt lucruri care Biblia ne spune care nu pot fi probate. Nu poți ca să probezi ce se întâmplă cu noi după ce murim, pentru că niciunul dintre noi nu a fost dincolo de moarte ca să vină înapoi. Nu poți ca să ne spui ce se întâmplă cu iadul și cu cerul. Nu poți să ne spui ce se întâmplă cu lucrurile duhovnicești și spirituale. Dar până la urmă, dacă stăm bine și ne gândim, felul în care noi funcționăm și toată viața funcționează, este că atunci când avem o sursă credibilă, când ea se dovedește ca fiind credibilă în unele lucruri, ba mai mult în cele mai multe lucruri, suntem convinși și obligați ca să o credem și în alte domenii. Și dacă Biblia s-a dovedit credibilă în toate lucrurile văzute, în toate prorociile care Dumnezeu le-a dat prin prorocii săi și s-au împlinit, în toate faptele istorice și științifice care Biblia le-a dezvăluit înainte ca oamenii de știință să știe ce e aia atomul și ce e aia univers. Biblia le-a dezvăluit și știința le-a dovedit. Profeții au spus și istoria a împlinit. Și dacă Dumnezeu a dovedit că atunci când El vorbește și transmite cuvântul Său, este demn de crezut în lucrurile văzute, de ce nu l-am crede și nu am acordat aceeași încredere despre cele nevăzute? De ce am crede alte ipoteze care nu s-au dovedit credibile de fel? De ce am crede ce zic oamenii de știință despre lucrurile nevăzute când el nu s-au dovedit ca și fiind măcar experți despre lucrurile văzute? Cei mai deștepți oameni de știință trebuie ca să recunoască în mod constant că greșesc. Atunci de ce ar trebui eu să cred că ei nu greșesc când îmi spun ce se întâmplă după moarte? Cei mai inteligenți savanți trebuie să recunoască că greșesc și greșesc des. Atunci de ce ar trebui să-i cred că ei au dreptate 100% când încearcă să-mi dovedească că Dumnezeu nu există? Și de ce n-ar trebui să cred o carte scrisă prin puterea Duhului Sfânt, care este fără greșeală și fără eroare în toate lucrurile care au fost probate? Ce necesită mai multă credință? A crede că un om care este deseori greșit are dreptate atunci când spune despre un lucru care nu are nicio cunoștință? Sau a crede că Dumnezeu, care s-a dovedit ca negreșit niciodată, ne spune adevărul când El spune despre lucrurile care doar El le poate vedea? Până la urmă, zicea un mare apologet, eu nu pot fi ateu pentru că necesită prea multă credință. Necesită prea multă credință în opinia unor oameni care nu știu. Și deseori când spun că știu, sunt greșiți. În al treilea rând, ar trebui ca să citim Scriptura și să iubim Scriptura pentru că ea este veșnic relevantă.
Alte cărți, alte informații pot suferi schimbare și pot deveni ca tare irelevante. Informațiile de ieri nu mai sunt relevante astăzi. Și în ziua internetului, informațiile de acum un minut nu mai sunt relevante acum. De aceea ne tot verificăm telefonul, să vedem ce informații noi au apărut pe piață. Dar Biblia nu poate ca să se schimbe. Și ca atare este tot timpul relevantă, pentru că Biblia ne arată, și lucrurile acestea sunt imuabile, că Dumnezeu nu se schimbă și că natura omului nu se schimbă. Și Biblia ne vorbește în mod principal despre Dumnezeu și despre problema omului în relație cu Dumnezeu. Eclesiastul spune în capitolul 1 cu 9, ce a fost va mai fi, iar ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Ce suntem noi ca și oameni nu se schimbă. În natura noastră, în adâncul nostru, fiecare om este la fel. Indiferent oricât de mult ne civilizăm sau ne educăm, în natura noastră suntem păcătoși. Suntem niște păcătoși care caută pace și liniște și împlinire pe acest pământ, în toate locurile greșite și în toate lucrurile greșite. Și omul va fi așa, indiferent cât de mult păstrează Dumnezeu această lume în existență. În fiecare deceniu, în fiecare secol, fiecare om care se va naște, se va naște păcătos. Se va naște cu aceeași natură, se va naște cu aceeași căutări, cu aceleași întrebări, cu aceleași dileme și va merge întotdeauna la aceleași surse greșite să caute împlinirea. Și în același fel, cum noi nu suntem schimbabili, nu putem să ne schimbăm din propria inițiativă, în natura noastră, Dumnezeu este la fel de imuabil, El nu se schimbă. El este și a fost întotdeauna și va fi întotdeauna Dumnezeu. Este singura sursă veșnică de bucurie și împlinire veșnică. Nu va inventa cineva vreodată o altă sursă de asemenea bucurie. Nu va inventa cineva o altă cale spre viață veșnică. Nu contează ce tehnologie vine. Nu contează ce rețele sociale apar. Nu va fi împlinire, pace, liniște și viață veșnică în altceva și în altcineva decât în Dumnezeu și în Iisus Hristos. Aceste lucruri, aceste realități sunt imuabile, sunt neschimbabile, nu se pot schimba, ele nu se pot mișca din locul în care Dumnezeu le-a pus. Și Biblia de aceea ne spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ca omul, ca să ajungă să fie în viață și să aibă viață veșnică, el trebuie să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Lucrurile așa au fost întotdeauna și așa vor fi întotdeauna. Zicea cineva că a cunoaște pe Dumnezeu și a cunoaște despre Dumnezeu este cel mai important lucru, pentru că sunt unii oameni care cunosc foarte puțin despre foarte multe lucruri. Ei cunosc un pic despre aia, un pic despre aia, un pic despre aia. Sunt alți oameni care cunosc foarte mult despre un singur lucru, specialiști în anumite domenii, care pot să spună tot despre anumită insectă sau despre anumit domeniu a științei. Creștinul, în schimb, cunoaște un lucru, și anume pe Dumnezeu și pe cuvântul său, care este aplicabil la toate lucrurile. Ca atare, creștinul care îl cunoaște pe Dumnezeu și care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu are mai multă înțelepciune decât un doctor, decât un medic, decât un om de știință, indiferent cât de vast ar fi cunoștința lui. Pentru că cunoștința lui este limitată și ca și adâncime și ca și lățime. Un doctor nu poate cunoaște decât multe lucruri despre anumite lucruri în această lume, care impactează anumite lucruri. În schimb, creștinul cunoaște un singur lucru, pe Dumnezeu, care impactează și care este relevant pentru orice în acest univers. A cunoaște despre Dumnezeu și a cunoaște pe Dumnezeu este mai important, mai importantă cunoștință și mai relevantă pentru universul și pentru lumea în care trăiești decât a cunoaște astronomie. A cunoaște că Dumnezeu este Cel care ține planetele pe orbită este mai important decât a cunoaște legea gravitației. Pentru că dacă Dumnezeu vrea, mâine schimbă legea gravitației, dar nimeni nu-L poate schimba pe Dumnezeu. Biblia, ca tare, pentru că aceste două principii sunt adevărate, pentru că omul nu se poate schimba și pentru că Dumnezeu este imuabil și nu este schimbător, Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, este întotdeauna relevant. Ceea ce Dumnezeu a spus că este adevărat,
A fost adevărat, va fi adevărat întotdeauna. 4. Pentru că în ziua de astăzi, mai mult decât oricând, la fel cum au crescut din abundență informațiile, în ziua de astăzi există atâta învățătură falsă. Atâta învățătură falsă care vine și face mascaradă și se dă drept învățătură biblică. Și Biblia este singurul dreptar. Singurul dreptar al învățăturii sănătoase. Este singura unealtă care ne echipează să distingem între ce este adevărat și ce este fals. Asta este scopul Scripturii. Nu biserica, nu păstorul, nu predicatorul, ci Biblia este singurul dreptar. Eu pot fi corupt. Biblia nu poate fi coruptă. Eu pot fi greșit. Biblia nu poate greși. Ca tare, dacă vreți să evitați orice sursă de învățătură falsă și orice deviere de la voia lui Dumnezeu, este nevoie ca să vă hrăniți din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă bazați pe simplu fapt că e responsabilitatea mea să veghez și este responsabilitatea mea, falimentați în chemarea voastră ca și creștini. Chemarea fiecărui creștin este să aibă o inimă aleasă și să cerceteze fiecare cuvânt care îl aude și care îl însușește ca și un crez al lui. Dacă voi credeți pentru că eu v-am spus, mă credeți pe mine și nu pe Dumnezeu. Dacă voi credeți pentru că împreună am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu și prin iluminarea Duhului Sfânt am văzut adevărul Scripturii, slavă Domnului! Este extrem de important. A urma Scriptura și doar Scriptura ca și dreptarul învățăturii sănătoase, pentru că este prin învățătura care o primim că ne formăm concepția noastră despre Dumnezeu. Este felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem prin cuvânt. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să-L cunoaștem prin vedere, ne-ar fi pictat tablouri. Dar felul în care intrăm în comuniune și în cunoaștere lui Dumnezeu este prin cuvânt. Gândindu-ne asupra Lui și formându-ne concepții despre Dumnezeu. Și a avea o concepție greșită despre Dumnezeu înseamnă a te închina unui Dumnezeu fals. A te închina unui Dumnezeu care nu este Dumnezeul Scripturii înseamnă a fi idolatru. Sunt mulți oameni astăzi care stau și se închină în biserici, baptiste, penticostale, creștini după Evanghelie. Spune-le cum îi vrea tu. Care nu cunosc pe Dumnezeul adevărat pentru că și-au format în mintea lor, să nu mai vorbim de ortodoxe, catolice, mormonii și așa mai departe. Mulți creștini astăzi care nu se închină Dumnezeului adevărat pentru că ceea ce consideră ei Dumnezeul adevărat nu este Dumnezeul Scripturii. Este așa de drastic atunci când un om îți spune ce crede el despre Dumnezeu, poți să-i aduci sute de versete și să le pui în față și el spune: nu, eu altceva știu despre Dumnezeu. Atenție, omul acela nu se închină Dumnezeului adevărat. Nu contează că îi zice Dumnezeu sau God sau Yahweh sau cum îi spune, nu contează ce etichetă i-a pus, dacă Dumnezeul la care se închină el nu este în concordanță cu Dumnezeul care îl prezintă Scriptura, el se închină la un idol. Și nu Dumnezeului adevărat. Și lumea este plină cu caricaturi a lui Dumnezeu. Când stai de vorbă cu oameni nepocăiți, când stai de vorbă cu oameni necredincioși și îți explică ei ce au împotriva creștinătății și ce au împotriva lui Dumnezeu, tragi concluzia că ei n-au întâlnit încă oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Am avut o discuție sâmbătă la masă cu un tânăr și am început să discutăm despre tot felul de lucruri, despre credință, despre iad, despre păcat, despre homosexualitate, despre căsătorie, despre tot ceea ce poți ca să te gândești, am discutat. Și lucru care m-a surprins cel mai mult este că atunci când am discutat poziția Scripturii despre toate aceste lucruri, inclusiv despre păcat, omul acesta care este declarat un ateu sau agnostic și omul acesta care are o repulsie față creștinismului, spune: eu n-am mai auzit creștini care să spună așa ceva. Ăia de la Harul zic așa, ăia de la Penticostal zic așa, ăia de acolo zic așa, ăia zic așa, la care am zis: nu mă interesează. Uite ce spune Scriptura despre toate subiectele astea. Păi bun, ce zici tu?
Nu-s de acord, dar face sens. Atunci, cum rămâne cu ea? Nu-i treaba mea cum rămâne cu ea. Treaba mea cum rămâne cu tine, care acum te confrunți cu cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca și ei să se confrunte cu cuvântul lui Dumnezeu și să cunoască pe Dumnezeul Scripturii așa cum este El și nu o caricatură a Lui. Cei mai vinovați sunt cei care pretind că sunt creștini, dar să închină unui Dumnezeu care nu seamănă deloc cu cel al Bibliei. Și când le prezinți pe Dumnezeul Scripturii, sunt șocați, revoltați, repulsați și spun că nu vreau să aibă nimic de a face cu un asemenea Dumnezeu. La cine s-au închinat? Sau la cine ne-am închinat atâția ani? Ne-am închinat la un Dumnezeu închipuit după dorințele noastre, după ideile noastre și de multe ori susținute doar cu fragmente din versete care și ele le-am ascultat doar în predici, că am fost prea leneși să deschidem noi Scriptura să vedem ce scrie acolo. 5. Biblia este singura carte care te poate pregăti în mod desăvârșit pentru a sluji pe Dumnezeu și pentru o viață trăită după voia lui Dumnezeu, care este singurul fel de a trăi viața care să fie spre binele tău suprem și aici, temporal și în veșnicie. Felul în care Dumnezeu ne poruncește să trăim viața și felul în care Dumnezeu ne educă prin Scriptură să ne trăim viața este singurul fel care va duce la fericire deplină aici și acum și la fericire deplină în veșnicie. Dacă nu suntem fericiți, este pentru că încă încercăm să trăim viața după regulile noastre, după ideile noastre și nu după regulile lui Dumnezeu. Manualul pentru o viață împlinită se numește Scriptura, nu altceva. Nu există alte manuale care au răspunsurile corespunzătoare. Apostolul Pavel îi zice în 2 Timotei 3, unde am citit ucenicului său, la versetul 16 la 17 lui Timotei, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și deplin echipat pentru orice lucrare bună. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu, în El suntem învățați Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu de a mântui. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să dobândim mântuirea care El ne-o dă în dar. Să credem în Fiul Său, să credem în iertarea păcatelor, să credem că noi nu avem niciun merit și să ne bazăm în Iisus Hristos și în jertfa Lui și în Dumnezeu care mântuie pe păcătoși. Și asta este de ultimă, de supremă importanță, pentru că orice ce s-ar întâmpla în afară de asta în viața ta este irelevant. Dacă ai avea cea mai fericită viață, cea mai lungă, cea mai deplină, cea mai bogată, 80, 90, 100 de ani de belșug, de distracție, de dragoste, de ce-ți poți tu închipui? Și în schimb ai primi o veșnicie de chin, îți va părea rău pentru acești 90 de ani. În schimb, dacă ai avea cea mai urâtă, cea mai apăsată, cea mai plină de suferință, 80-90 de ani care îți poți închipui și ai primi în schimb o veșnicie alături de Dumnezeu, nu-ți va părea rău pentru nicio secundă. A da cuiva bucurii materiale sau a da cuiva bucurii emoționale sau de altă natură și a nu le da Evanghelia este cel mai urât act lipsit de dragoste care poți face față de o persoană. În versetul 15, Pavel îi spune lui Timotei, din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Există o înțelepciune care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care duce la mântuire. De aceea educația creștină a copiilor în casele noastre este de importanță primordială. Mai important decât jucăriile lor, mai important decât desenele lor, mai important decât iPad-urile, mai important decât școlile la care îi duce, mai important decât facultățile la care ajung, decât meseriile care aleg, învățătura biblică, instruirea în adevărul credinței care este în stare să ducă pe om la mântuire este mai important decât orice pentru copiii noștri.
Dar Biblia nu doar că ne dă înțelepciunea necesară pentru o viață spirituală de succes. Biblia ne pregătește pentru orice lucru bun. Chiar în viața cotidiană, oamenii lui Dumnezeu, oamenii care trăiesc viața după principiile lui Dumnezeu, oamenii care trăiesc viața după regulile lui Dumnezeu sunt oameni împliniți și în aspectele practice a vieții. În Iosua 1:8 spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei zi și noapte, veghind astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi oriunde vei merge și vei prospera. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Ce înseamnă a prospera? Vei avea 30.000 de euro în cont, cum zice Pustan? Nu. Dar dacă îl credem pe Dumnezeu, că succesul în viață este dependent de a ține cartea legii lui aproape de noi, de a medita asupra ei zi și noapte și de a veghea în așa fel încât să împlinești tot ceea ce este în ea. Și Dumnezeu spune, dacă faci aceste lucruri, vei avea o viață împlinită și prosperă. Dacă îl credem pe Dumnezeu, atunci vom căuta ca să trăim viața noastră așa și vom căuta să instruim pe copiii noștri să trăiască viața așa. Și vom avea credință că viața cea prosperă și împlinită, care Dumnezeu o promite, este mai bună decât orice plan și orice vis care noi îl avem pentru copiii noștri. Iacov 1:25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ascultarea de Dumnezeu produce împlinire și fericire chiar în viața cotidiană, în viața practică. Dacă încă căutăm împlinire și fericire după alte reguli și alte formule și nu în cuvântul lui Dumnezeu, vom fi dezamăgiți și la nivelul practic, dar mai ales la nivelul spiritual. Vom fi dezamăgiți și în viața de aici și acum, dar mai ales în viața veșnică. 5 motive aș vrea ca să privim acum pentru care nu o citim. Dacă sunteți de acord cu mine și trebuie să fiți de acord cu mine că Biblia este importantă și Biblia este de prețuit, trebuie să fiți de acord pentru că Biblia spune asta, nu pentru că eu spun asta, aș vrea să privim foarte telegrafic la 5 motive pentru care nu o citim. În primul rând, am văzut unul dintre motive dimineață prin faptul că Biblia este ceva deseori incomod de citit. Vedeți, când Pavel îi spune lui Timotei că Scriptura este de folos, Pavel îi spune și cum este de folos. Scriptura nu este de folos ca să fie manipulată, să ne facă nouă placul nostru, să ne împlinească nouă planurile noastre, să ne împlinească orice dorință necurată care avem, ci Pavel spune că ea este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Acum fiți sinceri, această listă care Pavel o descrie nu sunt activitățile noastre favorite. Nu ne place cel mai mult să învățăm, nu ne place cel mai mult să fim mustrați, nu ne place cel mai mult să fim îndreptați și nu ne place cel mai mult să umblăm în neprihănire. Ca tare, a citi Biblia și a iubi Biblia, deși este de folos, deseori este incomod, pentru că Biblia ne învață, pentru că Biblia ne mustră, pentru că Biblia ne îndreaptă. Și este exact pentru că aceste lucruri, aceste activități de a fi învățat, de a fi mustrat, de a fi îndreptat, sunt incomode, este exact pentru că aceste activități sunt deseori dureroase, că evităm ca să citim Scriptura. Și inima noastră, care este descrisă ca fiind nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, știe exact cum să pună problema încât să evite aceste activități neplăcute. Știe exact cum să-ți spună ca să înțelegi mai bine că n-ai nevoie chiar de atâta învățătură. Și că nu ești chiar așa de păcătos să ai nevoie de îndreptare constantă. Și că sunt alții mai răi decât tine și nu trebuie tu să fii mustrat tot timpul. Și alte formule prin care inima noastră ne înșală să credem că este de folos nu să citim Scriptura, ci să o punem la o parte. În al doilea rând, un alt motiv care unii au
este că Scriptura este greu de citit și greu de înțeles. Citirea Scripturii este extrem de benefică, dar nu este neapărat cel mai ușor lucru de făcut. Nu este pentru că conținutul este unul care taie, este unul care despică lăuntru și simțurile omului, dar nu este nici din punct de vedere obiectiv cel mai ușor lucru de citit. Dacă iei un ziar sau un roman sau altă carte, este ceva mai lejer ca să citești. Dar când iei Scriptura, Biblia necesită efort, necesită concentrare, necesită sacrificiu, necesită timp. Considerați faptul că Biblia este scrisă de cel mai mare sau de cea mai mare, de fapt infinită inteligență în acest univers de Dumnezeu. Nu te aștepta ca Biblia să fie ceva cum ai citi Eminescu sau Coșbuc, care și atunci ați cam bați capul. Știi ce vrea să spună Eminescu prin asta? Biblia nu este greu de citit pentru că este de neînțeles. Biblia este grea de citit și necesită efort pentru că este așa de compactă cu înțelepciune și inteligență și descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit prin Scriptură, prin cuvântul scris, și în cuvântul scris avem acces la o bogăție infinită din partea lui Dumnezeu. Ca tare este normal ca ea să necesite energie, este normal ca să necesite efort, este normal ca să taxeze creierul uman mai mult decât orice altă carte. Pentru că este mai specială și mai bogată și mai înțeleaptă decât orice altă carte. Ea este scrisă de Dumnezeu să fie inteligibilă, să fie înțeleasă de om. Dar este o carte care necesită efort, necesită studiu și necesită mai ales iluminarea Duhului Sfânt. Fără puterea supranaturală a Duhului Sfânt și fără un efort consecvent și fără o dragoste a citi, a studia și a înțelege, este imposibil să beneficiem de bogăția care este în ea. Mulți dintre noi le este rușine să recunoască că nu înțeleg. Nu știu de unde să înceapă. Citesc un capitol, nu înțeleg nimică și le este rușine ca să spună cuiva. Poate chiar soțului sau soției să spună: măi, am citit Romani 9 sau 11. N-am înțeles nimic. Cum să spui tu soțului tău, care te știe pocăită de când v-ați căsătorit, că tu tot citești în Biblie și nu înțelegi nimic? Aia nu-i mai gravă, e cum să tot citești și să nu înțelegi nimic fără să spui cuiva. Mulți dintre noi ne este rușine să recunoaștem că nu înțelegem. Ne este rușine să recunoaștem și în fața lui Dumnezeu și să cerem înțelepciunea care avem nevoie să înțelegem. Doamne, eu sunt baptist, eu trebuie să înțeleg. Biblia spune, cine are înțelepciune să o ceară. Dumnezeu este bun și o dă. Al treilea motiv. Nu suntem suficient sau poate deloc disciplinați. Orice lucru bun, orice realizare care merită realizată, necesită disciplină în această viață. Credeți cumva că un atlet care ia medalia de aur la Olimpiadă o ia fără disciplină? Credeți că un student care ia premiul întâi pe clasă o poate face fără disciplină? Credeți că un angajat este promovat de șeful său fără disciplină? În orice aspect și în orice domeniu din viața noastră, înțelegem în mod firesc că este necesară disciplina. Este la fel și în aspectele spirituale. Cei mai mulți dintre noi nu citesc și nu studiază regulat pentru că nu suntem disciplinați în aspectele spirituale. Dacă avem disciplina să ne punem ceasul dimineața să ne trezim să mergem la servici, ar trebui să avem disciplina să ne punem alarmă, să ne amintim să citim din cuvântul Domnului. Pentru că este mai benefic să citești din cuvântul Domnului decât să mergi la servici. Dacă răspunsul în mintea ta acum este: da, frate, dacă nu la servici n-am ce mânca, ai tradat cât de puțin înțelegi valoarea cuvântului Domnului. Pentru că Hristos ne spune că a mânca din cuvântul lui Dumnezeu, a te hrăni din cuvintele care vin din gura lui Dumnezeu, este mai important pentru a trăi decât pâinea. Dacă ne disciplinăm în lucrurile trupești, trebuie să ne disciplinăm și în lucrurile spirituale. Pavel îl instruiește pe Timotei în 1 Timotei 4, la 7, la 8, pe
pe tânărul discipol ca să fie disciplinat în primul rând în lucrurile spirituale. Spune Pavel, ferește de bazmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios. Și le spune, caută evlavia, caută să fii duhovnicesc. Și acum, atenție, versetul 8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Care este comparația care o face Pavel? Dacă înțelegi că este beneficiu pentru trup să te duci la sală, cum nu poți înțelege că este beneficiu pentru suflet să citești în mod regulat din Scriptură? Dacă înțelegi că este beneficiu în mod disciplinat, regulat să mănânci, cum nu înțelegi că este beneficiu pentru suflet ca să mănânci din hrana spirituală? Dacă înțelegi că este ceva normal în mod regulat și disciplinat să te duci la medic. Și Pavel spune, toate aceste discipline care le-am format în viața noastră, ne-am deprins de ele. Când am fost mici, n-am avut această deprindere. Niciun copil nu vrea să meargă de la sine la medic, niciun copil de la sine nu vrea să mânce sănătos, niciun copil nu vrea să trezească la 7 să meargă la școală, niciun copil nu se gândește să meargă în fiecare zi la lucru, niciun copil nu se gândește la lucrurile astea. El trebuie ca să se deprindă, trebuie să fie învățat. Și dacă am fost în stare să ne deprindem pentru a avea beneficii trupești, spune Pavel, care sunt de puțin folos, cu atât mai mult, deprinderea spirituală care duce la evlavie este mai importantă decât orice privință, orice aspect trupesc, întrucât ea are făgăduința, promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. Astfel spus, citirea cuvântului este mai benefică pentru tine acum decât sala, decât medicul, decât orice altceva și acum, dar mai ales în viața viitoare. O trăire duhovnicească vine prin disciplină, printr-o purtare aspră cu tine. Pavel spune că trebuie să poartă aspru cu trupul său. De ce? Pentru că este trupul care vrea să respingă disciplina spirituală. Este carnea care vrea să respingă disciplinarea și trebuie ca să fie supus cu asprime dacă este nevoie. 4. Pentru că deși este cea mai relevantă carte, deseori o considerăm noi plictisitoare și irelevantă. Mulți oameni nu citesc Biblia pentru că nu o consideră relevantă și interesantă pentru viața lor. Nu consideră că este ceva interesant pentru ei, pentru problemele prin care ei trec. Dar de fapt asta nu reprezintă o problemă cu Biblia, cât cu omul. Faptul că omul nu o consideră relevantă și omul nu o consideră interesantă nu face altceva decât să trădeze, să dezvăluie faptul că omul acela n-a fost vreodată cuprins de adevărurile Scripturii. Că el n-a gustat vreodată din bunătatea ei. Că n-a admirat prin cuvântul lui Dumnezeu frumusețea cuvântului și frumusețea lui Dumnezeu. Că n-a experimentat vreodată puterea cuvântului. Faptul că cuvântul este drept, faptul că cuvântul este perfect, faptul că cuvântul este sursa puterii lui Dumnezeu pentru noi, faptul că prin cuvânt vine mântuirea, sunt toate lucruri care nu se schimbă despre cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că noi nu le găsim ca și fiind interesante, ca și fiind de dorit, ca și fiind frumoase, trădează faptul că noi nu am cunoscut vreodată adevărata ei valoare. Consideră lucrurile care le faci în loc să citești Biblia. Măcar dacă am face lucruri care într-adevăr sunt palpitante, sunt extraordinare, încât să zici, măi, înțeleg, omul ăsta n-a citit Biblia de 3 luni, dar a escaladat Everest, a ajuns în vârful celui mai înalt munte, a făcut ceva fantastic. Dar consideră lucrurile care le faci, cât de banale. În loc să citești Biblia, te joci un joc pe telefon. Cât de stupide, cât de plictisitoare pot fi. Nu citești Biblia, mă uit la o telenovelă. Deci Biblia e plictisitoare, dar telenovela nu e plictisitoare. Biblia e plictisitoare, dar Candy Crush sau nu știu ce joc joci ăla nu e plictisitor. Biblia nu e relevantă, dar Facebook-ul e relevant. Cât de absurde sunt aceste lucruri în comparație cu posibilitatea de a auzi
glasul lui Dumnezeu atunci când citesc Scriptura. Și totuși, nu ne plictisim de aceste banalități în această lume, pentru că oricât de inferioare ar fi ele, comparat cu bucuriile Scripturii, oricât de inferioare și de banale, ele sunt reale pentru noi și le-am experimentat pe pielea noastră. Bucuria de a juca un joc, am simțit-o. Bucuria de a uita, de a mă uita la un film, am simțit-o. Bucuria de a juca un meci de fotbal, am simțit-o. Și îmi doresc să fac aceste lucruri pentru că știu că îmi provoacă bucurii, dar n-am simțit ce înseamnă bucuria de a întâlni pe Dumnezeu în cuvântul Său. Pentru că dacă am simțit acea bucurie, ne-am dori, ca un dependent, să simțim din nou și din nou și mai mult și mai mult, dar pentru că n-am simțit-o încă, ne satisfacem cu lucrurile acestea banale, stupide și plictisitoare și spunem că Biblia nu este interesantă. Când adevărul este că noi nu suntem interesați. 5. Și ultimul motiv. Nu avem o relație adevărată cu Dumnezeu. Până la urmă, cred că aici se rezumă. Toți sau aproape toți am fost la un moment dat și dacă suntem căsătoriți ar trebui să fim în continuare îndrăgostiți. Toți putem să ne amintim cu câtă atenție citeam orice scrisoare, orice bilețel trimis de iubita sau iubitul nostru sau orice SMS sau orice mesaj care se trimitea. Eram extrem de interesați ca să vedem ce ne-a scris, să înțelegem de ce ne-a scris. Cât am obsedat pentru fiecare cuvânt, fiecare detaliu. Oare ce a vrut să-mi spună? Oare ce s-ascunde în spatele acestor cuvinte? Oare este vreun înțeles care nu l-am prins? Oare e supărată pe mine? De ce a pus puncte, puncte, puncte? De ce atâta grijă? De ce atâta pasiune pentru a citi o scrisoare sau un bilețel sau un SMS sau pentru a asculta? Lumea nu mai folosește. Fratele Andrei Croitoru mi-a lăsat săptămâna trecută un mesaj pe mesageria vocală. Eu n-am mai știut că mai există mesagerii vocale pentru că în 10 ani de zile nu mi-a lăsat nimeni un mesaj. Dar rețineți când se folosea că dacă aveai un mesaj înregistrat de la iubita ta, când nu puteai să vorbești cu ea, îl puneai să-l asculți. Sau îi citeai un mesaj care îți trimitea, sau dacă aveai un bilețel care ți l-a scris și erai mai supărat și nu aveai acces la iubita ta, scoteai bilețelul și era suficient să te gândești la ce ți-a scris acolo, că te iubește cu inimioară peste ei. Da? Câtă obsesie la lucrurile acestea și de ce? Pentru că erau scrise de cei de care eram, și sper că suntem îndrăgostiți. De aceea eram obsedați de aceste lucruri, de aceea vroiam ca să intrăm în contact cu ei prin acest mediu. Și dacă suntem onești, dacă nu citim Scriptura, este pentru că nu iubim pe Cel ce a scris-o. Dacă nu suntem obsedați de a citi ce ne-a scris, este pentru că nu iubim autorul. Dacă ai o relație adevărată cu Dumnezeu, vei avea o relație adevărată cu cuvântul Său. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, vei iubi Scriptura cu adevărat. Cele două nu pot fi separate. Dacă stai de vorbă, dacă eu mă duc la masă cu Bogdi sau cu orice frate de aici și sună telefonul și Bogdi se uită la telefon și zic, Bogdi, cine a fost? A, Corina! Aș fi îngrijorat pentru Bogdi și pentru căsnicia lui. De ce? Pentru că un dezinteres în a comunica cu iubita lui îmi spune că nu există o relație sănătoasă acolo. Dar merge creștinul acasă. E Biblia. Ce cu cartea aia? A, e Biblia. Dă-o încolo. N-am timp acum. Sau am alte lucruri mai importante. Când tragem linia, cele două sunt inseparabile. Dacă iubim pe Dumnezeu, vom iubi Scriptura. Vom fi interesați să vedem ce ne-a scris, ce ne spune, ce ne îndeamnă, ce ne învață, ce ne mustră, cu
cum vrea ca să ne transforme viața în așa fel încât să ne facă fericiți și cum putem ca să-L slujim în așa fel încât ca El să fie fericit și nu supărat după viețile noastre. Putem ca să contabilizăm și sunt multe motive care trebuie tratate în viața noastră. Dar până la urmă, dacă suntem onești, problema noastră numărul unu este că nu iubim sau nu iubim suficient pe cel care a scris Scriptura. Și dorința mea numărul unu este ca dragostea lui Dumnezeu să fie revărsată în inimile voastre în așa fel încât să iubiți pe cel care a scris acest cuvânt minunat și să doriți să stați în părtășie cu El prin cuvântul Său. Pentru că altceva nu este. Altceva mai bun nu vă pot oferi. Și dacă Dumnezeu vă iubește și a pus aceeași dragoste pentru voi în inima mea, vreau să vă ofer doar ce este mai bun. Domnul să se îndure și să lucreze în inima mea, în inima voastră și în inima tuturor care ascultă de cuvântul Său, în așa fel încât cuvântul să fie într-adevăr viu și lucrător în viețile lor. Amin. Amin.